unic în țară. De la mic la mare, sute de localnici au ieșit pe străzi atrași de spectacolul zecilor de urători. Mi se pare ceva frumos să fac în fiecare an asta. Foarte frumos. Noi venim de la Brașov ca să-i vedem. Extraordinar. Ne bucurăm. De aceea venim în partea asta a țării. Foarte frumos. Am și eu vreo 60 ceva de ani, am văzut așa ceva. Rar obicei de asta vedem. E ceva deosebit, unic, cred, în țară. Extraordinar. Vine atâta lume pentru a păstra tradiția. Printre ei l-am întâlnit și pe Bruce, un fotograf american care a venit special la Comănești să vadă spectacolul cu ochii lui. It's quite unique everywhere when I travel, so I came just for this. Ritualul urșilor este un obicei străvechi dus mai departe din tată în fiu. Un costum poate cântări chiar și 50 de kilograme și sunt păstrate cu mare grijă tot timpul anului. Păstrarea și conservarea ei necesită niște condiții speciale, îngrijire specială, se dă cu ulei, se dă cu produse antiparazitare pentru molii, pentru alți dăunători. Se ține la loc răcoros, ferit de umezeală. Păi e un procedeu destul de complicat, de care ne îngrijim tot timpul anului. Dorința de a păstra tradiția și a duce mai departe această datină ne ține uniți. Cetele de colindători merg din poartă în poartă pentru a le ura localnicilor un an îmbelșugat.